Haide, Justin, David. De la Bolt l-au oprit pentru că oprise petrecere, vorbea și la telefon și dă și amendă, ia să vedem. Și am găsit-o aici, mașina lui Alin. Ia să vedem ce stadiu mai e. I-au scos bara și nu s-a făcut nimic. Mai ești nebun? Aici la service. Am găsit mașina lui Alin, bă. Uite cum a fost lovit. Aline, sunt pe urmele tale. Ți-am găsit mașina. Văd că ți-au dat bara jos, dar aripa n-au schimbat-o. Adică o să mai stea mult și bine aici mașina ta. Ar trebui să dai și tu un telefon să o ocupe mai repede și o șpagă. Ia uitați mașina lui Alin. Hai că trebuie cu bara schimbată și aripa asta. O gălăgie de bani. Uite, mai sunt mașini pe aici. Lovite. Farul văd că n-a avut nimica sau a, bă, da, și farul. Da. Ce să facem, Bobiță? N-a fost Alin de vină. Asta e, ia uitați unde stă mașina lui Alin aici, între astea vechi, astea lovite. Bă, dar asta are mașina deschisă, cred. Nici nu mă bag să umblu la ea. Deci, ia uitați, e deschisă. Opa, nu se spun lui Alin, că are mașina deschisă. Ce uite, ți-a rămas deschis. Ești nebun. Păi nu e ok. Deci am făcut bine că i-am căutat mașina. I-am găsit-o. O să-l anunț neapărat. Salutare, prieteni! Ați văzut? Am găsit mașina lui Alina la service. Mașina e deschisă. O să-l anunț și pe el, pentru că n-am vrut să o deschid. Bam, bam. O să-l anunț. Să vedem ce zice dacă a lăsat mașina deschisă. Eu cred că a lăsat și cheia de la mașina acolo. Și cred că ea de acolo, de la service, cred că i-a lăsat mașina deschisă. Vedem. Fi având galbene acolo. Voi ce credeți, că era bine să controlez, să recuperez galbenii sau bani și să-i fi dat lui Alin, bineînțeles, un sfert din ei măcar, sau jumătate, pentru că dacă n-aș fi văzut eu acum că erau ușile deschise, că era mașina deschisă, poate nu-i mai găsește deloc. Așa măcar să mai alege cu ceva, nu? Asta zic și eu. Am venit special să fac o filmare la mașina lui, să vedem în ce stare se mai află. Deci o să stea mult și bine acolo, pentru că nu se ocupă nimeni de ea.
nu știu care e treaba cu asigurarea, cu nu știu ce, cu... E la rând, să zicem așa. Hai, cam atâta. Mă doare și mâna. Nu știu despre ce să mai vorbesc, despre cine să mai vorbesc. Astăzi fiind duminică, ei cred că s-au dus la biserică. Am vorbit cu Alin, mi-a spus că era un oraș. Când m-a întrebat Alin ce fac, eram pe acasă, acum nu mai sunt acasă. Hai, bam, bam. Bă, ce frumos se fac. Arată pe Văcărești. Cine te înșeală mai des decât o faci tu însuți. Aha. Mița biciclistă, uite, uite pe Mița biciclistă. A căzut. Și continuarea o știți voi. Nu vă îngrijorați că lumea se sfârșește azi, e deja mâine, în Australia. Ce tare! Norocul e prea puțin și lume prea multă. Ia auziți aici. Nu intra în gura lumii. E mare lucru să fii om. Nimeni nu minte atunci când se roagă. Ha, ha, foarte tare. Drepturile omului. Bazme. Banii în lipsa inteligenței pot deveni periculoși. Nu este nicio rușine să te naști prost, rușine e să mori prost. Ha, ha. Citiți și voi. Am uitat pe Vlad Țepeș. Vlad Dracula. Să-i Văcăreștiu. Au dat-o pe Mița. Dar ce zice mă Mița, ea? A fost o faimoasă femeie din perioada interbelică, renumele și l-a câștigat în anul 1898 datorită unui ziarist amorezat de aceasta, care a observat-o într-una din plimbările pe Calea Victoriei. Aha! Deci, pe Calea Victoriei, mă! Mița! 1898, parcă. Uite, Tomo Caragiu, n-ai pe cineva undeva, cumva? Băi, cioară, de ce ai aruncat cu creanga mine? Era o cioară. Vreau să spui frumoasă zaraza, cine te-a iubit? Eu, bineînțeles. București, București, fratele meu ești.
A, uite, suntem peste tot. Parol, veniți în parcul Carol. Carol, Carol, Parol. Sectorul 4, Palatul Patriarhiei. Voi trebuie să dați cu tetinitorul. Puneți pauză și chitiți. În fiecare turmă există cu o oaie neagră. Drepturile omului, am mai spus asta. Uitam eu de toate astea, văd și poliția vis-a-vis, care dau amenzi. Aici e locul în care am luat și o amendă cu Olga, mi-aduc aminte. Aici chiar aici ne-au oprit, înainte să urcăm podul ăsta de la Văcărești. Uite. Nenorociți ăștia, uite ăștia, poliția română, spăgare ăștia, dau amenzi cu nemiluita. A trecut și Glovo. Am atât am avut de arătat. În zona asta, în zona Văcărești. În spate pe undeva e Delta Dunării, din București. Hai, bam, bam. Bă, dar asta are mașina deschisă, cred. Nici nu mă bag să umblu la ea. Deci, uitați, e deschisă. Opa, nu se spun lui Alin. Că are mașina deschisă. Ce uitați, are mașina deschisă. Nu ești nebun. Nu e ok. Deci, am făcut bine că i-am căutat mașina. I-am găsit-o. O să-l anunț, neapărat.